Bună seara, în primul rând. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea de a dialoga despre ceea ce înseamnă parcursul dumneavoastră spiritual al amândurora, domnule Vasile Doru și domnule Radu Stoica. Mă bucur nespus de mult să pot prezenta o parte din ceea ce înseamnă realitatea Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, întrucât trăind într-un context al diversității, este foarte bine să ne cunoaștem unii pe ceilalți și să împărtășim mai ales valorile comune, valorile care ne unesc în numele lui Dumnezeu și a lui Isus Hristos. Tocmai de aceea consider oportun și benefic pentru noi toți să discutăm în primul și în primul rând despre parcursul spiritual care stă la baza devenirii dumneavoastră și apoi despre ceea ce înseamnă Biserica lui Iisus Hristos a zilelor din urmă și nu în ultimul rând Cartea lui Mormon în contextul diversității spirituale, diversității religioase și nu în ultimul rând în contextul relativismului cultural de astăzi, care, într-un fel sau altul, are un impact major asupra comportamentului mental, social și religios sau areligios, mai bine zis, cum ar fi spus Mircea Eliade, cu privire la diferite persoane. Iar pentru a începe, întrebarea mea este una foarte simplă, în așa măsură încât atât eu, cât și ascultătorii noștri să vă poată descoperi mai bine și să vă poată cunoaște mai bine din punct de vedere interior, din punct de vedere spiritual, tocmai pentru ca fiecare dintre noi să învețe o lecție pentru devenirea proprie. Și anume, ce puteți spune despre parcursul dumneavoastră spiritual și care a fost momentul decisiv în care dumneavoastră considerați că l-ați descoperit pe Dumnezeu în așa fel încât viața dumneavoastră să se schimbe radical? Întrebare interesantă, o să cred că o să încep eu și apoi o să rog și pe Vasile Doru să părtășească perspectiva lui, pentru că avem perspective diferite. Eu am alăturat bisericii la vârsta de 9 ani, iar Vasile Doru la vârsta mea, nu știu exact, la 29. 20 și erai deja matur. Nu știu, pentru mine a fost o chestiune foarte graduală. Nu pot să zic, uitându-mă în urmă, să zic că a fost un moment decisiv. Dar m-am născut ortodox, copilărind cu bunica mea verile în zona Siretului, Sucevii, în Bucovina. Ea fiind penticostală, mai mergeam eu cu sora mea la biserica penticostală, mai mergeam la altă biserică baptistă. Iar la vârsta de 9 ani am cunoscut Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților zile din urmă. Iar împreună cu sora mea și mama mea am ales să ne botezăm și să facem parte din biserică. În biserica noi poți să te botezi începând cu vârsta de 8 ani. Considerăm că trebuie să ai un minim discernământ, să poți să discerni între bine și rău. Vă dați seama, la vârsta de 9 ani nu ai o înțelegere foarte mare a lucrurilor, dar ce pot să știu este că a fost o decizie personală. Mama mea a fost prima care a dorit să facă acest pas spre botez și ne-am întrebat și pe noi dacă dorim acest lucru. Și eu și sora mea, amândoi am ales să ne botezăm și noi. Știam că este un lucru bun. Am simțit că este ceva ce Dumnezeu ar vrea ca eu să fac asta. Și pașii ulteriori în biserică, parcursul în biserică. Am slujit și o misiune cu timp de plin, cum vedeți și misionare pe stradă cu Ecuson. Am slujit o astfel de misiune în Scoția și Irlanda pentru 2 ani de zile. Dar cred că pentru mine personal, nu pot să zic că a fost un eveniment undeva în tot parcursul ăsta unde s-a produs o mare schimbare. Cred că cumulat, făcând lucrurile mici, mergând la biserică, studiind din scripturi, rugându-mă, începând să am o relație cu Dumnezeu, în care aveam experiențe spirituale, simțeam că Dumnezeu îmi răspunde la rugăciuni, îl vedeam în viața mea și lucrurile se legau, atât le simțeam și aveau sens și logic.
Și la fel aceste lucruri le trăiesc și acum. Știu că el este prezent în viața mea. Știu că el există. Am o convingere legată despre învățăturile Bisericii lui Iisus Hristos prin experiențele, multe experiențe avute. Dar da, nu a fost doar un singur eveniment crucial, să zic. Dar poate cei 2 ani de misiune, atunci am aprofundat mai mult. A fost poate 2 ani în care am putut să înțeleg mult mai bine crezurile bisericii, Evanghelia, partea doctrinară, principii și practica, bineînțeles. Vasile, poate poți să Da. împărtășești din experiența ta. Da. Parcursul meu spiritual îl pot împărți în două. Eu am 58 de ani împliniți, mă apropii de 59 și este interesant că am 29 de ani de viață trăiți în tradiția, în credința tradițională românească și 29 de ani de când sunt membru al Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Am trăit în zona centrală a Moldovei, într-un sat între dealuri, în județul Bacău, și am avut binecuvântarea să mă nasc într-o familie extraordinar de spirituală, cu greutăți și cu munci agricole și de fermă tradițională, dar o familie foarte specială în privința credinței. Deci, cu toată aglomerația muncii copilăriei, de îngrijire a fermei și a animalelor, întotdeauna mi-amintesc pe părinții mei care ne-au arătat că trebuie să ne rugăm dimineața și seara când mâncăm. Mi-amintesc pe tatăl meu, nu știu de unde a învățat el, se punea mereu în genunchi în fața familiei, își ridica mâinile împreunate în sus, da? Și se ruga cu voce tare. E un lucru neobișnuit, aș spune, pentru Biserica Ortodoxă, să zic așa. Dar tatăl meu făcea asta și m-a impresionat foarte mult. Și iarăși un alt lucru care mi-a dat un început special de spiritualitate a fost legat de mersul la biserică. Părinții mei aveau o pasiune și o datorie specială, prioritară, de a merge la biserică și de a-și duce copiii la biserică. Da? Oricât de obosiți păream duminica dimineața, era musai să ne ridicăm, să ne pregătim și hai repede că a început slujba. Uite că bat clopetele. Și am crescut în starea aceasta frumoasă, specială, pe care o prețuiesc și mi-o amintesc cu mare drag. Mai mult decât atât, eu am un frate preot ortodox și la 16 ani, când am terminat prima treaptă de liceu, am fost invitat de familie, de fratele meu, dacă nu cumva aș dori și eu să devin preot ortodox. Și atunci începe pentru mine o descoperire a divinității, a lui Hristos. A trebuit să învăț în mod special Noul Testament. Și vreau să vă spun că în cercetarea Noului Testament am ajuns la câteva cuvinte de-a lui Hristos care m-au marcat într-un mod autentic și special. Acolo spune: strâmtă-i calea care duce la viață și tare puțin sunt cei care o găsesc. Largă este calea care duce spre pierzare și tare multă lume este acolo. Și așa mi s-a făcut pielea de găină și mi-a fost teamă să nu cumva să fiu și eu pe calea aia pierzătoare. Și fără să-mi dau seama, de atunci am început să mă rog cu pasiune în toate rugăciunile mele: Tată din ceruri, nu mă lăsa pe calea aia largă, te rog, fă cumva și dăm și mie un mic bobârnac acolo, o mică atingere, ca să pot să mă aflu pe calea cea îngustă. Și cam așa a fost, să zic, partea mea de adolescență. Apoi n-am intrat la seminarul teologic și am ajuns major și am început să mă murdăresc de lumea asta. Cumva, pe la 23 de ani a venit și Revoluția, toți vreau să plecăm prin străinătate, așa am ajuns în Canada. Și a fost interesant că m-am simțit murdărit de lume și m-am simțit plin de vicii și de păcate.
Și în Canada am cunoscut membrii Bisericii lui Isus Hristos și acolo a venit asupra mea o mare transformare, ceea ce m-a șocat foarte mult la misionarii bisericii și la membrii bisericii a fost invitația lor de a îl întreba pe Dumnezeu dacă biserica lui Isus Hristos este adevărată, dacă viziunea profetului Joseph Smith este adevărată și dacă este adevărată cartea lui Mormon pe care ei mi-o prezentau ca pe o scriptură, un testament al lui Isus Hristos. Și asta m-a fermecat într-un fel, pentru că am întâlnit multe credințe pe lumea asta, dar nimeni nu-ți dă o temă de asta atât de profundă. Uite, ăsta e mesajul bisericii noastre, asta e o carte, aici este mesajul nostru și îl poți întreba pe Dumnezeu, te poți ruga la El în numele lui Isus Hristos și El îți va răspunde la rugăciunea ta și îți va confirma că ce ți-am spus noi este adevărat. Și a fost ceva magic, efectiv magic pentru mine, dar nedorind să-mi părăsesc credința, pentru că până la 29 de ani credința mea era rezumată la următorul crez: m-am născut ortodox și voi muri ortodox. Ăla era crezul peste care, până la 29 de ani, eu nu puteam să trec de acolo. Deci niciun om nu mă putea mișca din mărturia mea de credință. Doar Dumnezeu putea să mă miște de acolo. Și am ajuns să îl întreb pe Dumnezeu în rugăciune, da, care este biserica cea adevărată pentru prima dată în viața mea, să spun așa. Și de acolo a venit și revelația și de acolo a venit cunoașterea aceasta lui scuze, și a venit, să zic așa, descoperirea măreață pentru mine a lui Dumnezeu. Și o să spun mai departe, mai târziu. Este foarte interesant. De-a lungul vieții mi-a plăcut foarte mult să mă intersectez cu destinele spirituale, întrucât și eu caut să-mi croiesc un destin spiritual propriu. Și în ceea ce mă privește, am trăit multe experiențe, revelații, atât pe teritoriul spiritual al României, cât și atunci când am luat parte la realitățile spirituale manifestate în Irlanda, în Anglia, în Franța sau în Grecia, experiențe de care nu voi uita niciodată. Iar pe de altă parte, exercițiul convorbirilor spirituale cu personalitățile deosebite pe care le-am cunoscut de-a lungul timpului m-au determinat să devin un căutător din ce în ce mai asumat. Nu spun profund, pentru că nu știu cât de profunde au fost exercițiile pe care le-am făcut eu până în momentul de față, dar ceea ce știu e că am încercat și încerc în permanență să fiu un căutător angajat spiritual și vă mulțumesc pentru aceste prime mărturii pe care ați ales să mi le dați în cadrul dezbaterii din seara aceasta. Și având în vedere că discutăm totuși despre o realitate sensibilă, mai ales dacă raportăm la ceea ce înseamnă România ca democrație tânără de doar 35 de ani, o societate care nu a experimentat neapărat această diversitate confesională și religioasă, asemenea Occidentului, care din acest punct de vedere are o tradiție milenară. Cum spuneați și dumneavoastră, domnule Vasile Doru, în general există multe prejudecăți cu privire la Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Mai mult decât atât, nu este acceptată și nici asumată ca fiind o teologie proprie care poate să îmbunătățească sau să îmbogățească considerabil mișcarea ecumenică și tocmai de aceea ar fi interesant de știut ce ați descoperit, care sunt perlele pe care considerați dumneavoastră că le-ați descoperit în așa măsură încât să vă facă să treceți peste toate aceste prejudecăți și să vă îmbrăcați sufletul în haina acestei biserici. Această întrebare este evident adresată amândurora și chiar aștept cu mare interes împărtășirea experienței și a mărturiei dumneavoastră spirituale. O să încep tu, Vasile, și apoi o să o completez și eu. Da, deci pornind de la declarația mea de credință de până la 29 de ani, aceea pe care am învățat-o în mijlocul, în inima Moldovei, în propria mea familie, credința ortodoxă este o credință minunată pentru a rezista, să zicem așa, cotropirilor din istorie. Ea a rezistat frumos, atașându-se cu toată puterea de această credință. Și acesta este un lucru plăcut lui Dumnezeu.
Pentru mine ce a fost interesant a fost faptul că m-am lovit ca adolescent de slăbiciuni umane și m-am murdărit. Da? Și m-am simțit murdar și pătat și m-am simțit afectat de vicii pe care nu le puteam birui. Nu era nevoie să merg la o dezintoxicare, nu eram la nivelul ăla. Funcționam bine, aveam un job, dar mă simțeam pătat spiritual și simțeam că am nevoie să fac ceva. Și atunci au apărut acești minunați oameni misionari și membri din Biserica lui Iisus Hristos, care mi-au oferit să citesc cartea lui Mormon, pentru că este o carte nouă de scriptură, da? Asemănătoare cu Biblia și așa mai departe. Și inițial am refuzat cartea lui Mormon, n-am vrut să o primesc, le-am spus băieților că eu am credința mea și vreau să mi-o păstrez și își risipesc lucrul acesta oferindu-mi-l mie. Ei totuși probabil s-au simțit îndemnați să mi-o trimită prin poștă, efectiv, deși locuiam în Montreal și unii și alții. Mi-au trimis cartea cu poșta, cu poștașul. Am fost foarte impresionat și atunci când am luat cartea, am desfăcut-o, că era împachetată în hârtie frumoasă. Mi-am adus aminte că ei au vrut să-mi dea cartea aceasta și dacă n-am vrut-o, au găsit o altă cale. Și am fost impresionat de gestul lor și am luat cartea acasă. Deși un prieten de-al meu spunea ce este cu mizeria aceea, arunc-o la gunoi. Și am spus, nu pot să arunc la gunoi ceva ce este sacru pentru altcineva. Și am luat-o acasă la mine și am început să citesc din această carte. Și vreau să vă spun că mi-a fost mișcată inima. Am început să-mi doresc să lupt mai mult cu slăbiciunile și cu păcatele mele ca să mă curățesc. Și continuând relația cu ei, m-au invitat să mă rog despre carte, la Dumnezeu, dacă este cuvântul său, și să mă rog despre biserică. Și a durat o luptă cu mine însumi și cu obținerea unei revelații, pentru că realitatea eu asta căutam, o revelație, o atingere de la Dumnezeu, nu aveam nevoie de mai mult. În credința ortodoxă am avut multe trăiri spirituale alături de familia mea, dar mi s-a părut că nu fusesem atins cu adevărat de puterea lui Dumnezeu și aveam nevoie de ceva concret, real. Și atunci am crezut că este momentul oportun și am cerut de la Dumnezeu să știu care este biserica cea adevărată pe acest pământ, unde este calea cea îngustă, da, de care eram îngrijorat că aș putea să o ratez. Și l-am rugat cu lacrimi pe Dumnezeu și cu mare eforturi și am știut fără nicio îndoială că Dumnezeu se va atinge într-un mod de viața mea când va revela adevărul său. Și vreau să vă spun că chiar s-a întâmplat lucrul acesta într-o sâmbătă, pe la mijlocul lunii mai 1995, puterea lui Dumnezeu s-a revărsat asupra mea în interiorul meu. Nu am văzut viziuni, n-am văzut îngeri. Totul s-a revărsat în inima mea, prin puterea lui Dumnezeu. Am simțit o căldură și o îmbrățișare specială în sufletul meu și un glas blând și puternic în același timp a comunicat în mine acest mesaj. Dar era o comunicare atât de reală ca și cum noi comunicăm, deci, și atât de clară pentru intelect și pentru inimă și pentru suflet. Și în mijlocul acelui mesaj, acesta a fost lucrul primar care mi-a fost transmis. Eu aveam o oarecare dependență de a mă, așa este o credință ortodoxă, mă rugam mult la Fecioara Maria, mă rugam la Sfântul Vasile, că poartă același nume cu mine, și Duhul Sfânt prima dată mi-a spus că Domnul îmi revelează voința sa, dar are nevoie, Domnul, de o mică corecție din partea mea și eram invitat cu blândeție să opresc orice preaslăvire și orice adorare de ființe sau de lucruri sau de obiecte, da? Și să mă concentrez pe o preaslăvire directă a Tatălui în numele lui Iisus Hristos, fără alte ființe în această preaslăvire, în rugăciune și în adorarea mea. Și asta a fost o corecție foarte specială pentru mine și cu mare ușurință făcută de această putere a Duhului Sfânt, a Duhului lui Dumnezeu. După care Domnul
m-a invitat să mă alătur, să iau cu mine tot ce este ce am învățat bun până la momentul ăla și să mă alătur Bisericii lui Iisus Hristos, pentru că aceasta reprezenta pentru mine calea cea îngustă de care cerusem și mă rugasem de la vârsta de 16 ani. Și asta a început pentru mine, m-am botezat în biserică pe 5 iunie 1995 și de aici a început un parcurs spiritual de mare înălțime, să spunem așa. Dumnezeu m-a ajutat să scap de slăbiciunile cu care mă luptam și Dumnezeu m-a ajutat să înțeleg împărăția lui, puterea lui, preoția lui și mesajul lui pe acest pământ. Și atunci, 29 de ani, o cealaltă jumătate, am petrecut-o, trup și suflet, față de Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Mulțumesc. Aș vrea, dacă se poate, să explic un pic titlul bisericii, denumirea bisericii. Vă rog. Este un titlu destul de lung, Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților în zilele din urmă. Noi credem că Iisus Hristos, când a fost pe pământ, a organizat Biserica lui Iisus Hristos, care credem că este aceeași organizare, este Biserica lui, El a restaurat-o. Iar următoarea parte a Sfinților din zile din urmă. Sfinții sau Sfânt era modul în care, dacă ne uităm în Noul Testament, este modul în care Pavel se adresa în epistolele lui ucenicilor lui Iisus Hristos, credincioșilor, membrilor bisericii, adresa lor ca sfinți. De fapt, vedem denumirea asta mult mai des întâlnită decât cum aflăm, cum se mă rog, este mult mai uzual acum termenul de creștin. Dar Sfânt era ce simboliza sau ce desemna la acel moment și ceea ce credem și noi acum, de că suntem ucenici al lui Iisus Hristos, nu denotă anumită perfecțiune, de faptul de a-L urma pe Iisus Hristos. Iar în zilele din urmă, credem că trăim în ultima dispensație, adică că trăim ultimele timpuri înainte de a doua venire a lui Iisus Hristos. Deci că este Biserica lui Iisus Hristos, care el a întemeiat-o, a fost o apostazie, adică o îndepărtare de la doctrină, lucruri au fost schimbate, a fost necesară o restaurare. Biserica a fost restaurată și este aceeași biserică doar la aceste timpuri. Adică dacă ar fi denumită în timpurile străvechi, ar fi fost Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților de acele vremuri, iar acum denumim Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din urmă. Și de ce spun asta? De ce am vrut să explic asta? Pentru că, țin minte, mă gândeam acum că chiar când la vârsta fragedă de 9 ani și atunci când începeam să înțeleg crezurile bisericii, la scurt timp când am înțeles că avem un profet în viață, mi s-a părut foarte adică a avut foarte mult sens pentru mine. De ce Dumnezeu s-a oprit să lucreze cum a lucrat tot timpul, prin profeți? De ce nu avem pe cineva astăzi cu care El comunică? Și când am înțeles că da, este un profet în viață, este aceeași organizare cu 12 apostoli și așa mai departe, pentru mine a fost ceva foarte, a venit foarte natural. Și eu cred că mai întâi lucrurile le simțim și apoi au sens și intelectual, la nivel intelectual, au sens logic. Dar mai întâi le simțim. Iar faptul de a avea un profet în viață, să știm că este o revelație, este o biserică vie, revelația continuă, nu trebuie să ne bazăm pe ceea ce au fost scrise mai de mult. Da, apreciem, avem scripturile, sigur, Cartea lui Mormon, Biblia, le studiem, le folosim zilnic, primim revelație datorită lor. Dar, de asemenea, credem că este important să avem oameni, persoane chemate de Dumnezeu care să ne ghideze acum în vremuri tulbure, vremuri dificile, cu diferite provocări. Și asta pentru mine, la întrebarea ta de ce poate suntem în biserică, am ales să fiu aici, chiar dacă sunt diferite prejudecăți, pentru că sunt. Nu suntem deseori considerați creștini, da? Pentru că interpretăm cumva Dumnezeirea un pic diferit. Tatăl Iisus Hristos, Duhul Sfânt, interpretăm un pic diferit.
Dar faptul că avem profeți în viață, că Dumnezeu comunică cu noi, că nu s-a întrerupt și gata, Dumnezeu ne-a dat niște scripturi la acel timp și acum, a zis, băi, fraților, am dat niște scripturi, e suficient. Credem că Dumnezeu comunică. Personal, cum a spus și Vasilei, avem o comunicare directă cu El, dar la nivel general avem de asemenea oameni pe care El îi cheamă să ne îndrume, să ne ghideze, să ne avertizeze de asemenea. Iar Cartea lui Mormon noi o considerăm cheia de boltă a religiei noastre. Dacă noi studiem Cartea lui Mormon și îl întrebăm sincer pe Dumnezeu dacă este adevărată ceea ce a mărturisit și fratele Doru, noi o să primim o mărturie că este adevărată. Și ce înseamnă acest lucru? Este că și Joseph Smith, cel care a tradus cartea, care a restaurat biserica, înseamnă că a făcut-o prin puterea și autoritatea lui Dumnezeu. Și înseamnă că biserica a fost restaurată. Adică este apoi... Adică nu poți să spui că biserica și Cartea lui Mormon este adevărată, dar biserica nu este. Este un întreg lanț. Adică nu poți să spui doar o părticică e adevărată, pentru că altfel nu are sens. Nu poți să spui că de unde au venit plăcile de aur, cine le-a tradus, cum le-a tradus, adică a avut puterea să le traducă, dar apoi ce a făcut ulterior nu mai a făcut-o prin puterea lui Dumnezeu. Atunci, Cartea lui Mormon este esențială, într-adevăr, pentru a avea o convingere personală. Și da, noi credem, și poate o să vorbim un pic și despre rolul Cărții lui Mormon, credem că completează Biblia și împreună se întăresc una pe alta și ne ajută să clarifice unele, poate, doctrine de bază, unele lucruri care poate s-au pierdut sau se interpretează diferit. Este un alt martor al lui Iisus Hristos, un alt testament. Și pentru mine personal, da, faptul că avem Cartea lui Mormon și având o convingere personală că este Cuvântul lui Dumnezeu, mă ajută și îmi dă certitudinea că ceea ce cred și ceea ce urmez este conform cuvoința lui Dumnezeu. Exact despre acest subiect aș fi vrut să discutăm mai departe, și anume despre necesitatea aprofundării cărții lui Mormon în completarea Bibliei, având în vedere că, din câte cunosc eu și în urma tuturor cercetărilor pe care până acum am reușit să le realizez, Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă este singura care are un al doilea testament spiritual după Biblie. Sigur, Steve Hassan a denumit biserica dumneavoastră ca pe un fel de neoprotestantism restauraționist sau o neoreformă care a încercat într-un fel sau altul să-l completeze pe Martin Luther din 1517, când s-a dezis de Biserica Catolică, considerând că nu trebuie să avem un mijlocitor în planul mântuirii între om și Dumnezeu, întrucât principiul sola scriptura trebuie să fie principiul nostru călăuzitor. Apoi toate comunitățile creștine care s-au succedat, care au evoluat, protestante, neoprotestante, neo-neoprotestante și cum mai pot fi ele încadrate în calitate de curente de gândire confesional-religioasă, toate acestea s-au bazat pe un numitor comun, și anume sola scriptura. Revelația poate fi obținută prin scriptură, rugându-l pe Duhul Sfânt să te cerceteze. În schimb, Joseph Smith descoperă Cartea lui Mormon, Testamentul lui Mormon. Acesta este perpetuat, este din ce în ce mai asumat de către toate generațiile care se succed în interiorul Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, în așa fel încât noi cei din afară putem spune următorul lucru. Nu poți fi membru al acestei biserici atâta vreme cât nu ai aprofundat și Cartea lui Mormon, bazându-te doar pe felul în care tu personal ai înțeles Biblia. Tocmai de aceea, pentru cineva ca mine, pentru alți ascultători care ar dori să înțeleagă concret care este spiritualitatea practicată de biserica dumneavoastră, teologia concretă pe care dumneavoastră o cultivați, întrebarea este următoarea. De ce este atât de necesar să aprofundăm Cartea lui Mormon în completarea Sfintei Scripturii? Aș începe tot eu, dacă îmi permite, Radu.
Aș vrea să spun că Martin Luther, dacă folosea expresia sola Evanghelia lui Isus Hristos, ar fi avut mult mai mult sens decât sola Scriptura, care îi trimite pe oameni la gândul sola Biblia, da? Cu alte cuvinte, Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai dat o carte până la anul 70, anul 100, acum 2000 de ani în urmă. Îți mulțumim că ne-ai dat-o, dar du-te într-o vacanță și tu pe undeva prin colțurile Universului și lasă-ne că nouă ne ajunge ce ne-ai dat. Dacă am primit ideea de sola Evanghelia, aici are însemnătate și ceea ce spune Pavel. Dacă vine cineva cu o altă Evanghelie decât cea Evanghelia lui Isus Hristos pe care v-am propovăduit-o, să fie anatema și pe bună dreptate. Dar Pavel poate nu știa de revelația din Apocalipsa lui Ioan, care spune: am văzut un înger zburând prin mijlocul cerului, care aducea o Evanghelie, să fie împrăștiată tuturor popoarelor. Și el vorbește la viitor, ceea ce înseamnă că Biblia era deja pe pământ, iar îngerul nu putea să aducă o evanghelie care deja exista pe pământ. Și acum mai vin cu un argument. Evanghelie, știm cu toții, vine din greacă vestea bună. Este vestea bună a unui Dumnezeu viu, dată unor generații vii, pentru că Dumnezeu întotdeauna i-a condus pe aleșii săi prin vești bune, vii, prin gura profeților săi. Adesea, aceste cuvinte sunt numite după roadele lor, îi veți cunoaște, pentru că cele mai autentice roade ale profeților sunt cuvintele lor pe care ei ni le lasă, de fapt, în scripturile lor. De-aia avem în Biblie mai multe cărți, pentru că Biblia înseamnă o bibliotecă de cărți. Avem cărțile lui Moise, avem cartea lui Isaia, avem cărțile Evangheliei lui Matei, lui Luca, lui celorlalți doi, avem cartea Apocalipsa lui Ioan. Și da, Dumnezeu ne-a dat și cartea prorocului Mormon și cartea prorocului Joseph Smith, care se numește Cartea Doctrină și Legăminte. Și astăzi avem profeți vii care ne vorbesc la conferințele generale și ne transmit roadele lor, care sunt cuvintele Domnului. Și acum, în Biblie au fost presărate anumite trimiteri către faptul că în viitor Dumnezeu va da mai multe din cuvintele sale. În Luca vorbește că de aceea Domnul a zis că în viitor va trimite proroci și apostoli. Pe unii îi veți prigoni, pe alții îi veți ucide. Și vorbește la viitor. Iarăși, în Ezechiel spune: ia lemnul lui Iosif, scrie pe el Iosif și pe celălalt scrie Iuda. Biblia este de la iudei, cartea lui Mormon vine de la seminția lui Iosif. Dacă cei care o citesc descoperă acest lucru minunat. Și ce aș vrea să mai închei cu lucrul acesta, o eroare teologică care s-a transmis în generații, este legată de faptul că oamenii au luat o carte de scriptură și ei consideră că găsesc în ea autoritatea lui Hristos de a crea biserici. Dar dacă ne gândim cine a deținut autoritatea lui Dumnezeu în Biblie, au fost oamenii și nu cuvintele lor. Oamenii au lăsat acele cuvinte și chiar au și menționat să nu atingeți aceste cuvinte, să le păstrați așa cum vi le-am dat eu. Și în Deuteronom 4 cu 2 spune să păstrați acele cuvinte, să nu adăugați nimic la ele. Și în Apocalipsa, fiecare profet își sigilează cuvintele pe care le-a primit de la Domnul, da? Dar nu sigilează gura lui Dumnezeu. Aici este o neînțelegere. Pentru că Dumnezeu este capul bisericii, iar dacă Hristos, de fapt, este capul bisericii, el vorbește și conduce biserica sa prin apostolii și profeții săi de la temelia bisericii sale. Deci, astea ar fi, să zicem așa, argumentele pe care în timp le-am descoperit eu și sunt minunate și au o logică spirituală, dar așa cum spunea președintele Radu, ele trebuie să mai întâi simțite prin puterea Duhului Sfânt și confirmate prin glasul și puterea Duhului Sfânt și apoi ele
pot să se sincronizeze cu intelectul nostru, pentru a, ca și trupul și spiritul, să le înțeleagă și să fie una pentru noi. Mă gândesc, poate aici un lucru celor care ar fi curioși de Cartea lui Mormon, de ce să o citească, de ce chiar ar citi-o. Și ceea ce a spus și Vasile, dacă Dumnezeu ar vrea să comunice cu noi, sau sunt și alte scrieri, faptul că Biblia o considerăm un canon de bază și nu, adică noi practic, sau mă rog, unii zic, mai avem Biblia și asta e tot. Noi atunci îi spunem Tatălui Ceresc, dacă tu vrei să ne dai ceva, nu, noi nu mai luăm nimic, noi avem suficient. Și asta mi se pare, de fapt, cel mai important lucru. Dacă cineva vrea să vadă exact ce este Cartea lui Mormon, trebuie să o studieze, trebuie să o citească. Și să se uite la ce sunt învățăturile, care sunt învățăturile care le are, ce predă Cartea lui Mormon. Și, într-adevăr, au putut fi acele scrieri traduse de cineva așa de tânăr, la vârsta de 20 și ceva de ani. Le-a făcut Joseph Smith din capul lui de fermier, toate acele. Mă rog, dacă vă uitați și în perioada de războaie din Cartea lui Mormon, toate acele tactici, toate acele strategii și multe lucruri, și sunt foarte multe lucruri clarificate, de exemplu, ispășirea. Termenul de ispășire, ce înseamnă ispășirea lui Iisus Hristos, necesitatea unei ispășiri. Adam și Eva, păcatul lui Adam, niște lucruri doctrinare care sunt explicate în Cartea lui Mormon și clarifică ceea ce predă Biblia, dar în unele lucruri sunt interpretate diferit. La fel, găsim în unele situații în care, nu știu, Dumnezeu este spirit, cine este Dumnezeu? Pentru că în unele situații din Biblie nu este clar. La fel ca Cartea lui Mormon clarifică un aspect, clarifică necesitatea de a fi botezați, de a fi botezați prin autoritatea preoției, clarifică doctrina lui Iisus Hristos, acești pași de a credință, de a pocăi, de a boteza, primi darul Duhului Sfânt și îndura până la sfârșit. Deci sunt unele lucruri ca oricare alt martor. Deci când se întâmplă ceva, ai un singur martor, ai o anumită perspectivă. Când sunt mai mulți martori, ai mai multe, zic, poate unghiuri moarte care acel martor nu le-a văzut. Și rolul Cărții Mormone este să ofere o înțelegere mai amplă al unui alt popor care a încercat să-L urmeze pe Dumnezeu, și e un tipar acolo, că oamenii îl urmează pe Dumnezeu, sunt binecuvântați, prosperă, cad în păcat, e un ciclu al mândriei pe care îl numim noi. Se repete în Cartea lui Mormon lucruri din care putem să învățăm. Multe învățături personalizate, dar și multe învățături, eu știu, ca și generații, generațional, multe abordări care poți să le ai la Cartea lui Mormon. Dar poate cel mai important ar spune asta. Putem noi oare să-i spunem Dumnezeu dacă El vrea, și noi, apropo, nu credem că a fost scrisă doar Cartea lui Mormon. Credem că poate sunt și alte scrieri care vor fi revelate. Nu suntem noi în măsură să îl oprim pe Dumnezeu să ne dezvăluie lucrurile. Sau să zicem, ok, e suficient, nu poate să fie altă scriere. Cred că asta e pentru mine personal, și un disclaimer aici, eu nu sunt teolog, nu sunt un membru, dar am un voluntar, o chemare de conducere în cadrul bisericii, dar nu sunt teolog, deci nu am, eu știu, argumente academice în privința asta, sau filozofice, dar personal, cred că
argumentul și invitația, poate a mea, ca cineva care este curios de ce ar fi nevoie de carte mormon, este să o citească, să se uite prin ea. E la îndemână, poate avea și pe aplicații online, pe telefon. Și apoi să compare acele învățături cu ceea ce știi deja. Și în cele din urmă să-L întrebe Dumnezeu dacă aceste lucruri într-adevăr sunt adevărate și să aplice învățăturile care sunt predate apoi. Având în vedere tot ceea ce am discutat până acum, tot ceea ce mi-ați relatat, povestit și transmis dumneavoastră, ar trebui, zic eu, să raportăm teologia, viziunea, perspectiva Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă și la realitățile contemporane împreună cu provocările ei. După cum bine știți, societatea zilelor noastre este extrem de relativizată, postmodernizată, hiperindustrializată, hiperconsumeristă, ceea ce reduce omul contemporan la un soi de sclav al propriilor plăceri și instincte naturale și pasiuni biologice. Avem de-a face, evident, cu fel de fel de interdicții la nivel indirect cu privire la manifestarea credinței interioare, cu privire la transmiterea mesajului spiritual, în așa fel încât anumiți indivizi ar putea simți poate rușinați chiar să rostească cuvântul Dumnezeu sau să-și afișeze simbolurile religioase în care cred și care reprezintă averea lor spirituală. Toate acestea ne dau de înțeles că avem de-a face cu o sănătate spirituală și chiar mentală precară a societății contemporane. Chiar un teolog american, Michael Flicken, spune la un moment dat: societatea noastră este asemenea unui spital de nebuni în care nebunii conduc spitalul și nu doctorii. Și atunci, poate afirmația este radicală, dar cu siguranță că avem de-a face și cu un soi de adevăr în ceea ce spune acest domn. Întrebarea e simplă: ce putem face, ce este de făcut, cum putem gestiona, cum putem trece peste? Probabil asta se întreabă orice individ care caută să-și păstreze sensul deplin al comuniunii cu Dumnezeu. În ceea ce privește Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, avem de-a face cu niște principii foarte clare, foarte bine înrădăcinate, cu valori care devin partea modului de viață concret a celui sau celei care alege să fie membru, membră a bisericii dumneavoastră. Ținând cont de toate aceste lucruri, ținând cont de patrimoniul bisericii dumneavoastră, de testamentele spirituale pe care le deține și în care crede cu atâta ardoare, cum credeți că ar putea Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă să răspundă unor mari provocări și dileme contemporane, cum ar fi, de exemplu, eutanasia, inteligența artificială care este în profundă expansiune, problemele de încălzire globală și soluțiile cu privire la protecția mediului înconjurător, căsătoria pentru toți și nu numai, pentru că sunt foarte multe astfel de drame contemporane, pe de-o parte, dar și tentații și, în același timp, de ce nu, provocării la care trebuie să răspundem atât intelectual și spiritual. Altfel spus, cum se raportează biserica dumneavoastră la asemenea provocări contemporane? Radu? Da, și aici este o binecuvântare mare pentru noi să avem profeți în viață. De asta e un mare ajutor la astfel de probleme. De exemplu, am să ilustrez cu unul sau două exemple. În anul 1995, dacă nu mă înșel, sau 94, 95, cred, Biserica a emis ceea ce numim noi o familia proclamație către lume, în care cei 12 apostoli și prima președinție au punctat câteva lucruri despre familie, importanța ei, ce înseamnă familie și așa mai departe. Iar asta a fost în 95. Acum, familia modernă, da, sunt mai multe noțiuni despre familie, ce înseamnă persoane de același sex și așa mai departe. Tocmai din
din anii 1995, când poate nu era o provocare așa mare atunci, ne ajută acum să știm ceea ce credem noi în familie. Ok, sunt probleme de tot felul în familie, cum să ai o familie de succes, da? Cum să-ți ajuți copiii tăi să crească într-un mod plăcut și așa mai departe, care sunt în acea proclamație, dar sunt multe lucruri ce țin de identitate. Iar acea proclamație la acel timp a fost împărtășită, iar în cadrul conferințelor generale, care se întâmplă odată la 6 luni, sunt diferite subiecte abordate. Tehnologia, inteligența artificială, chiar poate săptămâna viitoare va fi o seară de devoțiune adresată tinerilor în ce privește tehnologia. La nivel global, poate să împărtășesc cu tine un link și poți să urmărești, în care unul dintre cei 12 apostoli, care considerăm noi cei 12 apostoli, va împărtăși câteva lucruri despre partea asta digitală, tehnologia, care avem de face și cum ne influențează și ce putem noi, cum putem noi să o folosim ca o și unealtă în scopuri bune. Dar tot felul de subiecte, unele mai sensibile ca altele, unele poate la noi în România, care sunt mai, nu știu, relevante decât în alte zone și așa mai departe. Dar ce am vrut să puncteze este că, da, faptul că avem un profet în viață, 12 apostoli, aceeași organizare a bisericii, ne ajută să știm cum să tratăm diferite subiecte. Domnule Vasile Doru. Eu aș vrea să menționez celor care ne vor urmări și în grupul nostru aici, faptul că Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă și toate celelalte biserici ar trebui să fie tratate de oameni ca niște spitale, da? Pentru că chiar Hristos a spus că El nu a venit la cei întregi, la cei sănătoși, El a venit pentru cei bolnavi. Și există boli de natură spirituală, există boli de natură socială, de natură fizică, corporală și așa mai departe. Și viața aceasta trebuie privită ca pe un test. Suntem la școală, Dumnezeu ne-a trimis la școala vieții muritoare, ne-a lăsat liberi în oceanul acesta de teologii și filozofii și religii și gândiri și probleme sociale și grupări și toate aceste lucruri, pentru ca noi să învățăm să revenim la acel spital al Domnului, ca să căutăm îndrumarea Lui, ca să căutăm vindecarea Lui. Ce aș vrea să mai punctez un pic aici este o teologie foarte specială a bisericii noastre. Noi prezentăm lumii că există un plan al salvării care a fost pregătit de Dumnezeu dinainte să existe creată această lume, înainte să fim trimiși în această lume. Și noi am trăit ca și copii de spirit ai lui Dumnezeu în viața premuritoare și în starea noastră de copii de spirit, având doar trupuri de spirit, noi am învățat în acea infinitate, în școala lui Dumnezeu, o grămadă de lucruri, avându-l pe el ca părinte și învățând de la el. Și când am atins maturitatea noastră, el ne-a promis că ne trimite departe, pe pământ, să primim un trup din carne și oase, după chipul și asemănarea trupului său. Și aici noi suntem creați imperfect, să spunem așa, cu slăbiciuni, dar vorbim de un progres etern pe care putem să-l urmăm. Și chiar o teologie care este criticată, să zic așa, profetul Joseph Smith spune că și Dumnezeu, Tatăl nostru, a fost cândva un om pe un pământ și a progresat până când a ajuns la nivelul de divinitate. Și că a pus în noi sămânța aceasta de a continua și de a deveni ca el. Și acum, acesta este un progres pe care îl urmăm și noi invităm pe toți aceia care se lovesc de slăbiciuni spirituale, ale propriului spirit sau ale trupului, sau slăbiciuni sociale, de cele despre care ai menționat în întrebare.
Este nevoie ca oamenii să revină la Hristos, la doctorul sufletelor noastre. Hristos și biserica sa este spitalul suprem, dar orice biserică, profeții noștri încurajează oamenii să meargă la biserică. Scade foarte mult înclinația oamenilor de a merge la biserică și odată cu această înclinație în scădere, scade înclinația oamenilor de a avea familii, de a înțelege esența vieții și scopul vieților. Eu invit oamenii să vină la biserică pentru că biserica îi va transforma, îi va binecuvânta și îi va ajuta și îi va vindeca. Pentru că puterea lui Hristos se manifestă în slăbiciunile oamenilor, da? Și toți oamenii care îl caută pe Hristos vor fi vindecați așa cum am fost și eu vindecat de slăbiciuni care aveam impresia că mă distrug, că îmi distrug viața și viitorul. Și Hristos a atins de mine și mi-a vindecat cu adevărat slăbiciunile. Și mai vreau să mai dau un sfat, tot de-a lui Hristos. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui Dumnezeu și toate problemele pe care le aveți în viața aceasta o să vă fie rezolvate și vindecate pe deasupra. Chiar și după ce îl cunoști pe Dumnezeu, asta simt în fiecare zi să fac, să caut împărăția lui Dumnezeu și să-i ajut și pe alții să o găsească așa cum mi-am primit eu revelația, promit și altora că își vor primi revelație și că Dumnezeu îi va asculta în rugăciunea lor și că le va răspunde, îi va atinge cu adevărat. Tatăl Ceresc și Iisus Hristos sunt cele mai sensibile și mai iubitoare ființe pe care ni le putem imagina. Iar manifestarea Duhului Sfânt cu roadele sale în viața noastră este cu adevărat o revărsare cerească și o mare binecuvântare. Nu aș putea să mai trăiesc o săptămână în viața mea fără să mă reînnoiesc la biserică, fără să pun deoparte o zi din 7 și să mă reînnoiesc și să mă întăresc și să mă vindec. Pentru că asta e școala vieții și testul vieții, să îndurăm până la capăt și să învingem această lume. Hristos ne-a spus, v-am zis toate aceste lucruri ca să găsiți pace în mine. În lume o să aveți necazuri și probleme spirituale și materiale. Îndrăzniți, alături de mine veți birui și voi lumea. În numele lui Iisus Hristos, amin. Cu siguranță este nevoie de o reîntoarcere a omului spiritual, de o reînviere a omului spiritual, de întoarcerea omului la izvorul înțelepciunii uitate. Și nu în ultimul rând, omul trebuie să înțeleagă că de-a lungul istoriei a săvârșit prea multe lucruri în numele omului și mai nimic în numele Domnului. Pentru că omul s-a confundat cu Domnul însuși și așa se explică toate dramele istoriei pe care le-am trăit și pe care încă le trăim, nu numai prin prisma războaielor sau conflictelor militare, ci prin prisma tensiunilor interioare, depresiilor care ne robesc ființa și care ne robesc până la urmă capacitățile pe care le-am putea pune altfel în practică dacă ne-am reconectat la adevăratul nostru aparat respirator. Evident, sunt foarte multe lucruri de spus. Sunt multe alte aspecte asupra cărora ar trebui să dezbatem. Spiritualitatea rămâne întotdeauna o realitate care va suscita într-un fel sau altul interesul nostru, al celor care dorim să înțelegem în ce măsură există un adevăr și în ce măsură poate fi el pus în practică. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care mi l-ați acordat în această seară, pentru ceea ce ați dezvăluit atât dumneavoastră, domnule Vasile Doru, cât și dumneavoastră, domnule Radu Stoica, din moștenirea spirituală pe care ați prezervat-o și din tot ceea ce ați acumulat până acum, nu numai ca experiență, dar în primul rând ca principii și valori și ni le-ați reliefat atât de frumos în această seară. Aș mai adăuga un singur lucru. Având în vedere relativismul globalizant al zilelor noastre, indiferent de credința religioasă, cred că este foarte important ca toți să ne strângem mâna și să formăm un zid comun în numele lui Dumnezeu, în așa fel încât să depășim ceea ce cardinalul Henri de Lubac numea drama umanismului contemporan. Eu sunt umanist, sunt pro-umanist, dar nu umanismul care confundă rolul lui Dumnezeu cu cel al omului și face din omul însuși un Dumnezeu. Omul este o creație minunată,
Leonardo da Vinci a exprimat asta foarte frumos, însă nimic nu poate fi mai minunat decât Dumnezeu. Vă mulțumesc încă o dată pentru această convorbire spirituală deosebit de frumoasă și vă aștept cu mare drag și cu o altă ocazie pentru o altă dezbatere dedicată acestui mic proiect pe care eu încerc să-l dezvolt, și anume micul meu canal de YouTube. Mulțumim Mulțumim frumos mult, dragă și Tudor! felicitări Eu vă pentru mulțumesc! inițiativă. Felicitări pentru inițiativă și Da. sper să ne revedem. Cu Un dialog siguranță. minunat, Tudor. Apreciem tare mult inițiativa ta.